Bun găsit la BU Info. Sunt Sabina Iosub. Parlamentul European a votat săptămâna aceasta trei proiecte de lege din celebrul pachet Fit for 55. Este vorba despre reforma certificatelor de emisii, mecanismul UE de ajustare la frontiera a emisiilor și fondul pentru atenuarea impactului social al schimbărilor climatice. Textele aprobate constituie mandatul Parlamentului pentru negocierile cu guvernele statelor membre cu privire la legile finale. Parlamentul va vota joi și cu privire la planurile de refacere a rezervelor de gaze înainte de iarnă, sigur în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Noul regulament, convenit deja cu Ministrii Uniunii Europene, stabilește un nivel minim obligatoriu de gaze în instalațiile de depozitare, de 80% până la 1 noiembrie 2022, dar statele membre și operatorii ar trebui să depună eforturi pentru a atinge 85%. Sigur, obiectivul va crește la 90% în anii următori pentru a-i proteja pe Europa de posibilele șocuri în materie de aprovizionare. Textul îndeamnă țările UE să diversifice sursele de aprovizionare cu gaze și să sporească eficiența energetică. Totodată, europarlamentarii își vor prezenta așteptările pentru Consiliul European din 23-24 iunie și vor sprijini acordarea statutului de țară candidată Ucrainei și Moldovei și promovarea perspectivelor Georgiei. O rezoluție privind statutul de țară candidată pentru toate cele trei țări va fi supusă la vot joi. Un alt subiect important pe ordinea de zi a plenarei a fost cel privind planurile naționale de redresare. Parlamentul European evaluează finanțarea și reformele pentru atenuarea crizei și urmează să solicite ca finanțarea redresării să fie condiționată de respectarea statului de drept și de asigurarea unui randament maxim al investițiilor UE. Noi ne revedem miercurea viitoare la BIU Info cu noi informații.